Bistrița Medeva a organizat joi o conferință de presă la care au participat reprezentanții primăriei, care finanțează această entitate sportivă, cât și ai mai multor secții din cadrul clubului. În debutul conferinței s-a păstrat un moment de reculegere în memoria lui Bogdan Rădos, marele fotbalist al Devei, trecut prematur în neființă de curând, după care s-a vorbit și despre noutățile de la club din ultima vreme. Începând de la 1 ianuarie anul ăsta, 2022, am făcut transferul a doi sportivi de la LPS Cetate Deva la CSM Deva. De fapt, pentru Florentina Iusco e o continuare a finanțării de către primărie activității ei, având în vedere că este o sportivă senioară, și a sportivului Dan Raul, care este încă junior. Nu mai este elev, este student, dar este încă junior și a fost transferat și el la CSM Deva. Profesorul Nicolae Alexe, antrenorul valoroasei atlete Florentina Iușco, participantă anul trecut la Jocurile Olimpice și multiplă medaliată națională și internațională, a prezentat programul sportivei pe care o pregătește. Florentina a început foarte bine sezonul, atât la săritura în lungime, proba ei favorită, cât și la viteză, Deveanca fiind la ora actuală cea mai rapidă femeie din România. Programul de la campionatele naționale se pare că nu îi va permite sportivei, care este și o foarte bună triplu saltistă, participarea în mai multe probe. Dar profesorul Puiu Alex se promite măcar un titlu național, cel de la lungime. Florentina a debutat anul ăsta cu două victorii la două competiții, urmând ca la noapte să plece invitată la un concurs în Franța, la Nantes, după care va urma o a doua etapă de campionat național și la sfârșitul lunii februarie etapa finală a campionatului național de seniori. Anul ăsta sistemul pe care l-a pus în practică Federația la campionatul național va fi mai complicat, va fi cu calificări și apoi finale. Deci nu știu dacă va permite programul să meargă mai multe probe. Campionatul se desfășoară acum în 3 zile, vinerea fiind zile de calificare, sâmbătă, duminică, finalele. Da, într-adevăr, la primele competiții a câștigat două probe, săritură în lungime, alergarea de viteză. Deci, se spune că la momentul ăsta e cea mai rapidă femeie din România. Dar, ce să zic, promite titlul de campion național. Dar principalele obiective ale Florentinei Iușco în acest sezon de sală sunt participările la competițiile internaționale. Prezența de Vencei la Balcaniada de la Istanbul de la începutul lunii martie este ca și certă, însă obiectivul principal este calificarea la campionatul mondial de sală la săritura în lungime. Baremul de 6 metri și 80 de centimetri fiind unul greu de atins, dar nu imposibil, în condițiile în care Florentina a arătat în debutul acestui an că este în formă. În data de 5 martie este campionatul balcanic de senior, competiție la care consider eu deja că e calificată, rămânând în discuție doar campionatul mondial de sală, seniori, unde vor participa doar 16 sportive din toată lumea în proba de săritură în lungime. Dar nu exclud această posibilitate. Avem un barem greu de realizat în 3-4 competiții de sală, respectiv 6,80 m, și ea a reușit sezonul ăsta 6,70 m, deci suntem undeva aproape. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în competițiile următoare. Dacă va atinge baremul pentru mondialele de la Belgrad din perioada 18-20 martie, Florentina Iușco își va depăși cea mai bună performanță în sală, care este de 6 metri și 79 de centimetri, recordul sportivei de la CSM Deva în aer liber fiind de 6 metri și 92 de centimetri.